Este operațional de foarte mulți ani. Astăzi, din câte înțeleg, a fost un protest spontan al asociațiilor fermierilor din Prahova, care ne-a solicitat inclusiv nouă prefecturii să remitem către Ministerul Agriculturii punctul dumnealor de vedere. Dânsii consideră că sistemul antigrindină poate bloca precipitațiile și, v-am spus, pe informările mele, au avut un protest față de lansarea de rachete antigrindină. Mai departe, autoritățile și instituțiile au abilitate să decide, în speță Ministerul Agriculturii și structurile adiacente vor da cu siguranță un punct de vedere fermierilor din toată țara, nu este doar în Prahova această solicitare.